Mă numesc Leliunea Dobălari, am 79 de ani și jumătate. Și astăzi pregătim ciurje. Șoricei, băieței, rogalici, turte cu pudră, țigăruște sau sigarete, cornișori sau cornulețe, prăjiței cu pudră, vrăbiuțe, băsmăluțe, turtițe, uscăței, degeței, popșoieși, iernișori, păpușele, fluierașe, gândăcei. Așa li se zice în diferite regiuni ale Moldovei biscuiților care se coc la sărbătorile de iarnă din untură și smântână, cu vișină, dulceață de trandafir sau cu alte umpluturi. Punem întâi smântână. Pe urmă punem untură. O leacă de făină, să-mi șterg lingura și pe urmă să-mi pun o lingură de moni și frământăm. Cum trebuie să fie aluatul? Aluatul trebuie să fie nici vârtos, nici tare moale, așa potrivit. Ia, când să mai pun făină, că e mult căluț. Dumneavoastră v-ați născut în 1944. Da. Într-o 1944, mama mea a rămas gravidă cu mine și pe tata l-a luat la război. Și m-a născut, nu era tata acasă. Și am avut noroc de o bunică, că ne-au crescut. Mama se duce unde trebuie și bunica rămâne cu noi. Și am fost 5 copii, 2 frați și 3 surori. Și tata mea a murit la război și mama mea a rămas cu noi 5. Ne-au crescut, cum a putut, e tare greu, tare greu ne-a fost. Am învățat o soră de mine, soră medicală, și am învățat de șafiori, cum era vremea și. Eu am mântuit 10 clasă și m-am măritat. Și n-am mai învățat nică, când eu am fost și imenic și mama nu m-a mai lăsat să mă duc nicăiuri, să știu cu dânsa să o ajut. Era cam bolnavă. Da, ați vrut să învățați? Am vrut să învăț, am vrut și o soră medicală ca soră și la întâlnire, dacă nu m-a lăsat mama, o că n-am putere să te țin, Bunica Leliunea, așa cum îi spun nepoții, este din satul Parcani, Soroca. A lucrat 20 de ani în colhoz, pentru că s-a îmbolnăvit și avea nevoie de o muncă mai ușoară, s-a angajat la spitalul din sat ca infirmieră, unde a lucrat 16 ani. Ar fi bunișoară așa. Nu ține deloc de mână. E de la untura asta. M-am măritat aici în sat, după un bărbat fără părinți. Tare greu ne-a fost, pentru că dacă n-am avut ajutori, n-am avut nică noi. Am lucrat, eu făceam tiun și el lucra la stroică. Și în șetișor am făcut și casă, și sărai, și bei, și fântână, și 3 copii am crescut. Și e ca așa. 3 băieți am. 3 băieți împrăștieți. Unul în Zgurița, în Drochea, și unul în Chișinău, și unul în Germania. Deci la Germania e cel mai mic. Am făceam boțurele, cam tete tot una. Dintr-un boțurel de ăsta, dacă îl turtesc, îmi iasă 8 șorișei. Și amușii făceam cu dulceață și îi punem în duhovcă și îi coșem. Iulia Dubălaru spune că cel mai greu i-a fost când fiul mijlociu s-a dus să lupte în războiul din Afganistan. Greu i-a fost și când a rămas fără soț, frați și surori. Nu ne-a fost greu, numai de atâta că n-am avut părinți. Dar așa noi am lucrat și am fost sănătoși, am crescut copiii cum trebuie, tăi strâiu învățat, tăi sus la locul lor, sunt mânțăinit că nu fumează, nu zbețești, mânțăinit că trăia să-mi facă dinișor. De-amă eu am rămas fără moșneag și de vreo 7 ani, și adică nu chiar 7, în primăvară înseamnă 7. Și nu tare, nu greu și nu urât. Că e greu trăit singur. Eram deprins, avem frați, avem surori, toți au murit. Toți au murit și frați și surorile. Toți au murit, am rămas numai eu. Ieșeam cu mama și rișei, veneam de la școală și ajutam mame la fașă. Eram
un cochel, dar nu era dragă să fac și mă învățam de la dânsă cum să fac. E turtie și îi tăie și eu îi șem. Și fășesc cu dulceață de cireșă și cu de gișină și cu... Ei, dar eu de-am încoaș când m-am măritat, dar am ieșit dulceața de trandașir. Ia ca nu spunem dulceață. Altfel nu pot spun, te spun cu mâna. Cum erau sărbătorile de iarnă în familie? Păi și ieși și ieși turt și încuie tătă în casă mare, punea acolo la cată, la ușă și nu ne lăsa să mâncăm de fructe. Să nu mâncăm de fructe. Așa era pe atunci. Și noi în scurt, dimineața ne sculam dimineșoară, așa încă nu era ziua. Și mama se scula și prinde foc și făceam alibă. Și mâncam cu răștuc, turc, tăț, ne sculam, că eram cinci, apoi și măca eram, bunica era cu noi. Și era vesel, era frumos, nu eram bolfoși și grășulieni, tăț, și apoi ne ducem cu colinda. Și ne da, nu era bani, ne da nuși, ne da mieră, ne da și veu, ne scurt. Și înghețam și apoi venim acasă. Șurișeii gătesc pentru nepoți, pentru copii și dau și la colindători bomboane și șurișei și covrijei și mai putem. Vin la noi copiii până și încă vin și apoi vine părintele cu ajunul. Chiar dacă afară nu este zăpadă, nimeni nu a anulat atmosfera de Crăciun. Șoriceii și dragostea față din nepoți sunt motivele pentru care bunica Leliunea și așteaptă cu nerăbdare oaspeții. Bun! Să ajungi de grabă! Bună, mama! Bună, băi! Sănătoasă! Sănătoasă și voioasă! Am nimerit o cremă curtă. Sunt foarte gustoși și ne aduc aminte de copilărie. Și de torte și de șurișe.